De istorie. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Filet de Istorie. Sunt Cătălin Raiu și invitații din seara aceasta sunt domnul lector universitar dr. Gelu Sabou, doctor în filozofie și profesor la Universitatea Hiperion din București. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! și domnul Emilian Colceru, istoric, doctor în științe politice și de asemenea profesor la Colegiul Național Iulia HD din București. Bună, Bună seara, seară. bine ați venit! De asemenea, cei doi invitați ai noștri sunt membrii fondatori ai Asociației pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică o asociație recent creată despre care încercăm să discutăm și în seara aceasta. Cu toate acestea, tema pe care aș dori să o lansez în discuție ar fi civismul. Nu? E o chestiune destul de nouă în România, dezbătută mai ales după decembrie 1989 și care, în opinia mea, n-a intrat practic definitiv în dezbaterea publică cu toată carnea pe care o presupune un corp de genul acesta, nu să știm exact cam cu ce se mănâncă civismul. În mare ne uităm la filozofi, ne uităm de la Aristotel în coace și vedem cam ce înseamnă implicarea în cetate, dar uh, am dorit să aflăm de la dumneavoastră ce înseamnă să fii civic, ce înseamnă să fii responsabil în societate astăzi, în anul 2012. Ce înseamnă să fii un bun cetățean? Asta e o întrebare pe care ne-am pus o slavă Domnului de-a lungul timpului, oricând, și încă ne opunem mai ales din momentul în care s-a prăbușit regimul comunist. Pentru că înainte de momentul 89, bunul cetățean nu putea să se pună împotriva statului, nu putea să se manifeste în conflict cu statul, deoarece el era în totalitate controlat de către stat. Din acest punct de vedere, nu putem să vorbim despre o societate civilă acceptată din punct de vedere politic de către stat în într-un regim totalitar. Pe de altă parte, într-un regim democratic, societatea civilă există, funcționează și chiar este binevenită, în sensul că este încurajată activitatea ei, deoarece funcționează ca un fel de mecanism de control prin care statul este corectat în momentul în care ia anumite uh, decizii care sunt mai mult sau mai puțin greșite. L-aș completa aici pe colegul meu și aș spune că într-o societate democratică nu numai că societatea civilă este binevenită, ci mai mult decât atât ea este chiar necesară. Deci pentru buna funcționare a unui regim democratic, sau mai bine spus, un regim democratic nu poate să funcționeze la parametrii normali în lipsa unei societăți civile sau unui activist civic care să corecteze eventualele derapaje sau Eventualele alunecări care, într-o oarecare măsură, sunt inerente funcționării oricărui stat. Există această observație pe care o fac, mai ales filozofii post și care ne spun că diferența între democrație și regimurile totalitare ar fi aceea că democrația presupune un spațiu gol al puterii, care Invită să fie cucerit de către societatea civilă. Deci, în absența acestui spațiu gol al, al puterii, nu vorbim de societate civilă. Aș dori însă să cobor puțin discuția în timp să vedem dacă găsim o, o istorie a civismului, pentru că avem înainte de modernitate oameni, nu? Avem oameni care sunt supuși ai regelui. Putem să vorbim de civism aici, putem să vorbim de cetățenie? Când se construiește cetățenia, practic? Cred că despre cetățenie și societate civilă în sensul în care folosim noi azi acest termen nu putem să vorbim mai devreme de perioada de epoca modernă, adică nu putem să mergem mai încolo de secolul 15-16, să zic, și mă gândesc aici în primul rând la autorii clasici de filozofie politică precum Thomas Hobbes sau John Locke, care sunt primii care teoretizează acest concept de societate civilă, nu în opoziție cu starea naturală. Deci starea naturală presupune un o lipsă de organizare a indivizilor, un conflict care este aproape permanent, viețile oamenilor sunt în pericol și acesta este motivul pentru care, la un moment dat, indivizii să decid să delege puterea cuiva, să delege puterea monarhului, în schimbul asigurării păcii și asiguranței lor. Ori în momentul în care indivizii iau această decizie, putem să vorbim despre... O societate civilă sau despre guvernare politică, nu? Thomas Hobbes scrie în secolul 16, Însă, când îl vedem pe cetățean efectiv crescut, dezvoltat, cu drepturi sociale, civile, politice, când îl vedem ca astăzi? Păi îl vedem în primul rând în Anglia. Atunci când, bine, în Anglia îl vedem încă din secolul al XIII-lea, nu? De la Magna Carta, atunci când anumită parte a societății, cetățenii din vremurile respective, primesc drepturi de la Rege. Dar, pe de altă parte, îl vedem propriu-zis în momentul în care au loc marile Revoluții moderne, nu? În momentul în care în Statele Unite apare această formulă, noi poporul, we the people noi cetățenii care, iată, delegăm o anumită conducere unei anumit conducător. Acesta este, a spune, momentul în care putem să vorbim despre cetățeni care au drepturi, care se manifestă ca atare, își acceptă statutul de cetățeni și acționează în consecință. Sigur că da, pentru că dacă vorbim, ați pomenit momentul Magna Carta în Anglia cu cetățenii care primesc anumite drepturi, Aici trebuie să fim clari și să spunem că cetățenii din perioada respectivă nu se asemănau deloc cu cetățenii moderni. Adică, în secolul XIII în Anglia, cei care erau cetățeni erau nobili, adică cei care aveau privilegii. Și doar ei sunt cei care își primesc drepturile, pe când, în momentul în care vorbim despre conceptul de cetățenie modernă, nu se presupune că poporul, adică toți cei care au statutul de cetățean în statul respectiv. Totuși, Pot să participe la viața politică. Dacă mi se permite această întrerupere. E interesant faptul că ideea de cetățean nu e așa cum o vedem noi, nici măcar în secolul al XIX-lea, în regimul liberal. Pentru că în secolul al XIX-lea, ori nu toată lumea votează. Ori ponderea celor care votează este diver, diferită în funcție de cens, nu în funcție Sigur. de impozit. Așadar, de-abia din secolul 20 atunci când se introduce la scară largă votul universal, putem să spunem că, iată, toți locuitorii unui anumit stat sunt în același timp și cetățeni de se implică în problemele politice care îi privesc. Da, practic, începutul cetățeniei moderne odată cu desăvârșirea votului universal, pentru că în accepțiunea aceasta mi se pare că Franța, spre exemplu, nu este campioană. Votul universal în Franța apare abia după cel de-al doilea război mondial. Apare votul masculin încă de la 1848. Ăsta e un paradox. Acea țară care pentru prima oară se arată a fi democratică, introducând votul universal, oferă femeilor foarte târziu drept de vot, într-adevăr, după al de la război mondial. Însă nu pot să spun neapărat că uh, vorbesc despre apariția civismului în momentul în care se introduce votul universal, ci mai curând despre dezvoltarea lui la scara întregii populații. De-abia din acel moment putem să vorbim despre o societate în care toți locuitorii sunt cetățeni. Și în completare aici, eu aș ține să fac o diferențiere între conceptul de cetățean, deci ceea ce înseamnă a fi cetățean și suveranitatea poporului, noțiuni care au fost teoretizate încă din perioada Revoluției Franceze, și uh, dreptul politic pe care cetățenii îl capătă, într-adevăr, odată cu introducerea votului universal, adică abia în secolul 20 în mare parte, nu? Deci avem un decalaj între noțiunea teoretică și ceea ce se întâmplă în realitatea politică în societățile noastre. Menționați puțin mai devreme momentele cheie care instituie cetățenia și care ar fi practic revoluțiile. Avem această revoluție americană care nu e una sângeroasă, de una foarte intelectuală, se citește Aristoteles, bazele Americii sunt puse intelectual. Avem o revoluție care este mai degrabă sângeroasă în Franța la sfârșitul secolului al XVIII-lea și avem revoluție de la 1848 în mai toată Europa. Nu? Deci, practic, mișcările populare sunt miezul creierii cetățeniei, ce se întâmplă acolo? Care e elementul de fractură? Fractură în sensul în care ceva se contestă, nu? Se contestă un anume tip de vechi regim. Probabil trecerea de la calitatea sau de la ipostaza de supus al regelui către cea de suveranitate populară. Da, păi, din punct de vedere politic, avem cum ar veni două mari posibilități de a avea dreptul de a conduce, două mari legitimări. Cea de jos de la popor și cea de sus de la Dumnezeu. În Evul Mediu, dreptul de a conduce venea de sus, prin intermediul bisericii care îl confirma pe conducător ca uh, acel om care are dreptul de a conduce asupra unui teritoriu pe care îl dădea Dumnezeu. Când începe epoca modernă, accentul se mută de la teritoriu către popor, către locuitorii de acolo, care nu mai sunt într-adevăr supuși, ci sunt acei oameni care îi oferă conducătorului dreptul de a conduce. Interesantă distinția asta când vedem diferența dintre regii Franței până la a, 1792 și împăratul francezilor, care este Napoleon. Eu ce cred că am mai putea să facem aici o paralelă din punctul acesta de vedere, deci. A din punctul de vedere al legitimității puterii, o paralelă pe care am putea o face între un stat totalitar bună și un stat democratic, nu? Într-un stat totalitar puterea nu mai vine de la Dumnezeu, precum venea în monarhiile medievale, ci vine dintr-o anumită logică a istoriei, nu? Care impune regimul respectiv. Ori, spre deosebire de asta, într-un regim democratic, Puterea nu vine dintr-o logică care transcende istoria, să spunem, sau care o transcende și se manifestă în istoria în același timp, ci vine de jos și tocmai asta face ca implicarea civică să fie necesară într-un regim democratic. Eu aș vrut să uh, ducem discuția către marile evenimente revoluționare sau revolte ale secolului al 20 lea pentru că, spuneați, cetățenia s-a construit greu, s-a construit uh, mai ales în modernitate și, practic, nici măcar la începutul secolului al XX-lea nu puteam să vorbim de o cetățenie de plină peste tot în Europa. Care sunt uh, mișcările acestea care sunt importante pentru civism, pentru mișcarea cetățenească? acum, nu știu, să ne înțelegem de ce oare au reușit uh, partidele sau mișcările totalitare să câștige atât de mulți adepți într-un timp atât de scurt? Tocmai din cauza că marei mase a populației îi se refuza dreptul Sine. de a participa politic, drept pentru care ei aderau la ideile de extremă care le promiteau iată această participare politică, nu? Și așa se construiește cel puțin teoretic regimul comunist, așa se construiește regimul fascist în care tot poporul participă, nu? însă aceasta rămâne, propriu-zis, doar la stadiu de teorie. În sensul că, practic, într-un regim totalitar întotdeauna puterea este monopolizată de puțini oameni. Mai puțin decât într-un regim democratic unde toată lumea deține puterea pe care o delegă, etc. În timp ce discursul într-un regim totalitar e o pastișă democratică, ca să spunem așa, nu? Deci se vorbește în tot timpul în numele poporului, pentru popor și așa mai departe. Da, avem această serie de mișcări, eu tot la ele vreau să revin, nu doar în spațiul exsovietic, care culminează cu Revoluția din decembrie 1989 și cu greve, cum avem greva de la Brașov, dar avem în Franța, bună oară, 1968, o importantă mișcare socială și civică, aș spune. Care ar fi punctele de reper pentru secolul al XX-lea? Avem odată în regimurile democratice, mișcări contestatare la un anumit punct sau altul al uh, politicii, pentru că, în general, nimeni sau foarte puțini în Occident sunt uh, atât de înguși la minte încât să vrea să schimbe regimul sunt doar acei exaltați maoiști, comuniști și așa mai departe. Foarte puțin raportat la majoritatea oamenilor care manifestează împotriva uneia sau alteia dintre politicile a regimului. Pe de altă parte avem mișcările care se dezvoltă în regimurile comuniste și care doresc transformarea din regimul totalitar în regimul democratic. Ceea ce putem să numim societate civilă, dar societate civilă care se construiește în opoziție cu regimul totalitar totalitar care nu permite civismul. Solidaritatea din Polonia, mișcările din Ungaria uh, și așa mai departe se construiesc contestând regimul în totalitate, dorind să-l schimbe, dorind să ajungă la o societate democratică în care ei să poată să se exprime liber. Și care de multe ori mi se pare mie că au fost uh, Chiar oase lăsate de către regim Pentru ca populația să refuleze Într-un anumit uh, mod, nu? Știm, spre exemplu, că bună oară, Chiar și în aceste grupuri de rezistență Anticomunistă Din țara noastră, mulți dintre membrii Erau cei care Făceau legătura cu regimul, practic Dădeau mai departe informații uh, Asupra lucrurilor care se întâmplau acolo Eu aș dori să vă întreb uh, Ce veți face concret în săptămâna care urmează reprezentați o asociație care în principiu își propune să găsească pârghii de implicare a cetățeanului în viața socială, nu să nu mai fim o societate letargică și așa Asta. mai departe. Ce anume se întâmplă săptămâna aceasta, pentru că e o săptămână plină pentru dumneavoastră? În acest sens noi ne-am gândit să, să începem cu cei care vor fi viitorii cetățeni, nu? Pentru a stimula această implicare civică despre care dumneavoastră aminteați și în săptămâna viitoare având în vedere că programa de învățământ prevede ceea ce se cheamă școala altfel, adică elevii nu vor mai fi prezenți la ore ci vor avea activități extracurriculare. Mi se pare că e primul an când se întâmplă așa ceva în țara noastră. Margară. Asociația noastră a propus o serie de conferințe în, în liceele din București despre ce anume ar trebui să știm despre comunism. Noi ca elevi. Noi ca elevi, evident, evident. Da, ar să fie două conferințe, cel puțin în această săptămână. Prima este organizată în Iulia Hașdeu, acolo unde va veni profesorul universitar Vintilă Mihailescu de la Facultatea de Sociologie din SNSPA. Cea de-a doua conferință va fi în Liceul Gheorghe Lazar, acolo unde va veni profesorul Adrian Cioreanu de la Facultatea de Istorie. Pe lângă aceste conferințe, asociația întreprinde și alte proiecte care vizează pe elevi, pe tineri. Deja în lunile februarie și martie s-a desfășurat un proiect prin care am desfășurat în liceele din București în HD, în Lazar, în școala centrală, o serie de dezbateri, cursuri pe teme de civism. Iată, tocmai ce vorbim noi astăzi, în care am încercat să ne explicăm și să le explicăm elevilor ce înseamnă vot, ce înseamnă societate civilă, care sunt problemele cu care se confruntă România în vremurile noastre și ce am putea să facem pentru a schimba lucrurile. Au fost o serie de patru astfel de întâlniri în fiecare liceu care s-au concretizat în niște discuții pe care, de altfel, le putem și vedea pe internet, pe site-ul asociației noastre apqrk.ru sau pe canalul de YouTube al asociației. Ceea ce urmează să facem în continuare ține mai curând de partea cu cultură din asociația noastră, este vorba despre încercarea de a provoca elevii cu o întrebare care sună în felul următor. Ce ar trebui făcut pentru ca București să fie o capitală europeană? Teoretic, București este o capitală europeană, însă, practic, cred că fiecare dintre noi am putea să găsim multe soluții pentru a face din București să arate propriu-zis ca ceea ce ne dorim noi de la el. Ori elevii pot să participe la acest concurs prin eseuri, prin fotografie, prin filme, încercând să propună soluții care, de ce nu, la un moment dat, poate chiar vor fi aplicate. Noi vă dorim succes pentru că mi se pare un exercițiu foarte important acesta pe care îl faceți dumneavoastră și mai ales această deschidere a învățământului românesc către societatea civilă din interiorul învățământului românesc să mă exprim așa și vă așteptăm de ce noi și săptămâna viitoare pentru a ne face bilanțul activității în această săptămână. Dragi ascultători, invitații noștri au fost Gelu Sabau și Emilian Colceru. Sunt Cătălin Raiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!